În această dimineață aș dori să ne aplecăm asupra versetului 4 din capitolul 11 Evrei, verset care vorbește, bineînțeles, de acel eveniment binecunoscut în care Cain și Abel aduc o jertfă înaintea Domnului. Și lucru pe care l-am observat și vreau să-l observați și dumneavoastră este că există această ispită de a crede că viața de credință începe prin Evanghelie și că după aia cumva trebuie să trecem la lucruri mai profunde. Începem prin credință, am înțeles care e treaba cu credința, hai să mergem la alte lucruri mai profunde. Și nu la voia întâmplării, primul personaj care este prezentat aici este Abel, pentru că Dumnezeu ne vorbește prin el faptul că, și aceasta este ideea principală a acestui mesaj, credința care justifică păcătosul este credința prin care trăiește păcătosul ăsta pentru tot restul vieții sale. Vreau să observați ordinea acțiunilor sau a verbelor care sunt prezentate în textul acesta. Haideți să le privim împreună. Zice, în primul rând, prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Deci credința l-a dus pe Abel să aducă o jertfă mai bună. Apoi spune că prin această credință, da, datorită faptului că a adus prin credință, Dumnezeu a primit darurile lui. Apoi ni se spune că Dumnezeu, primind darurile lui, i-a dat o mărturie. Prin ea, prin credință, asta e al treilea verb, el a căpătat mărturia că este neprihănit. Și în final, vedeți, această credință a lui, al patrulea verb, îl proiectează într-un fel în afara istoriei, da? În afara timpului și a spațiului. Prin ea vorbește el încă măcar că este mort. Deci credința prin care el a fost justificat este credința prin care el a fost primit de Dumnezeu, el a fost în favorul lui Dumnezeu, el a trăit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, el a primit mărturie de la Dumnezeu. Prin credința aceea, astăzi, în această dimineață, după mii de ani, el încă ne vorbește prin acea credință. Vedeți așadar că nu există niciun, chiar dacă vorbim despre viața de sfințire, de urcare într-o anumită progrese, despre anumite trepte pe care le urcăm, în spate, la bază, sub structura întregii vieți, este credința care ne justifică. Credința pe care a avut-o în Domnul Iisus Hristos la început este acea credință care stă la baza întregii vieți de credință. Acum, dacă citiți evenimentul din Geneza, s-ar putea să aveți anumite confuzii cu privire la motivul pentru care, motivul exact pentru care Dumnezeu primește pe Abel și nu primește pe Cain. Dacă citești evenimentul din Geneza, nu ți-e foarte clar la prima vedere de ce Dumnezeu îl primește pe unul și nu îl primește pe celălalt. De aceea avem pasaje în Noul Testament care ne clarifică ce s-a întâmplat acolo. Adică avantajul nostru este că putem să privim revelația progresivă, să citim explicațiile din Noul Testament, interpretările infailibile ale apostolilor din Noul Testament cu privire ce s-a întâmplat acolo, da? Deci noi nu ne vom duce în Geneza, ne dăm cu capul să vedem, Doamne, ce-o fi aici? Și fiecare să ne dăm cu părerea. Ci ne ducem în Noul Testament, dacă avem deja explicații, da? Să înțelegem ce s-a întâmplat acolo, da? Și asta vom face în această dimineață. Dar înainte de asta, aș vrea să spun câteva cuvinte și să ne creionăm o perspectivă de ansamblu asupra sistemului sacrificial din Vechiul Testament, pentru că acel sistem sacrificial ne vorbește nouă astăzi despre Domnul Iisus Hristos. Da? De asta este important. Dacă tot ce este scris în Vechiul Testament ar fi irelevant pentru noi, Dumnezeu ne spunea clar undeva, măi, oameni buni, a venit Domnul Iisus Hristos, revelația ultima al Dumnezeu, sacrificiu suprem, scoateți Vechiul Testament, este irelevant ce e scris acolo, important e că l-aveți pe Domnul Iisus Hristos. Da? Și am ascultat recent o predică a unui american care ceva de genul ăsta spunea, domnule, bine că a venit Domnul Iisus Hristos, e complet irelevant ce a fost înainte. Legea, jertfele, toate alea, nu trebuie să-ți bați capul, sunt foarte multe încurcături acolo, foarte multe iți amestec, ca un ghem din ăsta de ață, te încurci acolo, lasă totul, l-ai pe Domnul Iisus Hristos, slavă Domnului, sună bine, numai foarte eretic. Foarte eretic. Dumnezeu a intenționat ca și noi acum să privim în urmă și să vedem slava Domnului Iisus Hristos, Mântuitorului nostru, chiar de pe primele pagini ale Sfintei Scripturi. Chiar de pe primele pagini ale Sfintei Scripturi. Și vreau să vă las câteva gânduri care să creioneze în mintea noastră o perspectivă de ansamblu asupra acestor jertfe. Ce a fost cu jertfele astea? De ce Dumnezeu a lăsat jertfe? El a instaurat jertfe? De ce a așteptat ca oamenii să aducă jertfe? De ce?
În primul rând, vreau să înțelegeți că jefele acestea au fost un vehicul pedagogic pentru oameni. Da, un vehicul pedagogic. Dumnezeu le vorbea vizibil despre niște realități spirituale. Aduceai un miel și înțelegeai niște realități spirituale. Dumnezeu punea în fața ochilor fizici niște realități invizibile, spirituale, da? Aducea printr-un vehicul material, fizic, vizibil, palpabil, aducea înainte ochilor tăi ca să înțelegi niște realități spirituale, invizibile, da? Asta au fost jertfele în primul rând. Dumnezeu s-a coborât la slăbiciunea omului și a lucrat în felul acesta. Jertfele au fost un vehicul pedagogic. În al doilea rând, jertfele au fost un mijloc al credinței. Un mijloc al credinței. Jertfele nu produceau credință, dar jertfele erau un mijloc de producere a credinței. Cu alte cuvinte, când se aducea animalul acela, da, Dumnezeu îl învăța pe om ceva despre sfințenia lui, despre păcatul omului, despre modalitatea în care un Dumnezeu sfânt poate să fie împăcat cu omul păcătos, adică prin jertfă de sânge, numai prin moarte. Și Dumnezeu, într-un fel, îl forța pe om în fața acestei imagini dezolante dintr-un punct de vedere, da? Sacrificarea animalului, curgerea sângelui, baia de sânge, Dumnezeu îi deschideau ochii credinței ca să înțeleagă ceva despre sine, despre Dumnezeu, despre calea mântuirii. Deci era o modalitate de a produce credință. Din nefericire, mulți dintre cei care aduceau aceste jertfe le aduceau fără credință. Sau jertfele acestea nu produceau în ei ceea ce erau intenționate să producă. Jertfele erau un mijloc al credinței. Jertfele erau o metodă a harului lui Dumnezeu. Să nu trăiți cu senzația că dacă noi vorbim despre vechiul legământ versus noul legământ, despre lege versus har, în vechiul legământ n-ar fi fost har. Și că ăia cumva ar fi fost mântuiți prin lege sau prin fapte și așa mai departe. Nu, nici vorbe de așa ceva. Nu există nicio persoană în toată istoria omenirii care să fi fost mântuită altfel decât prin credință, prin har, în baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Nu există nicio ființă în tot universul care să fie mântuită. Nu există vreo ființă care, da, hai să ne proiectăm în Apocalipsa, mulțimea aceea pe care nu o poate număra nimeni, care dă slavă mielului care a fost junghiat pentru păcatele lor, niciunul care să zică, ce miel? Cum? Cine? Ce jertfă? Păi eu pentru ce m-am străduit? Și am ajuns aici în almă. Nu există niciunul. Deci niciunul va spune, oh, wow, nu am știut că există mântuire prin jertfă de sânge. Nu va fi nicio ființă din asta acolo. Da? Nu va fi niciunul, cum povestesc alții care s-au uitat la un copac, o, ce măreț e copacul ăsta, ce e ăsta? Un arbor secoia, ce e ăsta? Câți ani are? Are câteva sute de ani. Interesant. Trebuie să fie un Dumnezeu mare care l-a creat. Slavă ție, Dumnezeule, care ești tu acolo, mântuit. Nu există așa ceva. Deci nu există așa ceva. Toți care au fost mântuiți, au fost mântuiți pe căile pe care Dumnezeu le-a stabilit. Și acesta este lucru pe care vreau să-l subliniez. Jertfele acestea au fost o metodă a harului lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a arătat harul. Faptul că Dumnezeu a zis, în ziua în care veți mânca, veți muri, negreșit. Ei au murit spiritual, dar n-au murit fizic. Trebuiau să moară fizic și să fie plonjați în iad. Faptul că nu s-a întâmplat lucrul acesta și că Dumnezeu, în schimb, a sacrificat niște animale, a fost prima manifestare clară a harului lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a arătat harul prin aceste jertfe. Apoi aceste jertfe, a patra observație este că aceste jertfe erau parte din proto-evanghelie. Proto-evanghelie înseamnă evanghelia mai dinainte, da? Evanghelia prezentată într-o sămânță, cum spunem noi, într-o coajă de nuncă. Evanghelia redusă la esență. Evanghelia a fost prezentă în lume din prima zi în care omul a păcătuit și Dumnezeu și-a confruntat omul. Acolo ai revelat sfințenia lui Dumnezeu, ai revelat păcatul omului, ai revelat calea mântuirii. Da? Le ai pe toate, ai Evanghelia, ai confruntarea lui Dumnezeu. Ai toată Evanghelia foarte simplu prezentată acolo. Jertfele făceau parte din proto-evanghelie. Jertfele n-au fost în sine Evanghelia, dar făceau parte din această proto-evanghelie, Evanghelie mai dinainte. În ce sens? Jertfele acestea mergeau mână-mână cu promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu, în primul rând, face o promisiune lui Adam și Eva, va veni sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui. Și după ce face această promisiune a Evangheliei, că Mesia, cel care va zdrobi capul șarpelui, este Mesia, este Mântuitorul, după ce vorbește despre Mântuitor, da, vorbește, proclamă, Dumnezeu lasă ceva vizibil, lasă un vehicul vizibil, jertfa de sânge. Da? Aceasta este Evanghelia. Avem o proclamare și avem jertfa de sânge. Și asta avem și acolo. Dar prin aceste jertfe, Dumnezeu vorbea despre cine este El. El este atât de sfânt,
El este atât de drept și el este atât de mânios împotriva păcatului, încât păcatul trebuie pedepsit cu moartea. Jertfele acestea de sânge arătau și cine este omul, numai cine este Dumnezeu. Asta este Evanghelia, ne vorbește întâi despre cine este Dumnezeu, după aceea cine este omul. Omul este atât de păcătos încât el trebuie să moară. Jertfele acestea de sânge vorbeau și despre cine este cel care va împăca pe Dumnezeu, da? Adică Domnul Iisus prin jertfa de sânge. Da? Și de aceea Dumnezeu a lăsat aceste jertfe de sânge. Și este foarte interesant că Dumnezeu cerea ca omul să aibă un contact direct cu jertfa. El trebuia să aducă jertfa. El trebuia să vadă sângele curs. El trebuia să intre în contact direct cu jertfa. Și nuarea asta ne arată nouă faptul că atunci când venim la Dumnezeu trebuie să venim printr-o credință care ne pune în contact direct cu Cel care a fost jertfă pentru noi. Eu nu pot să privesc așa cumva de la distanță. Cred și eu că exista cândva Domnul Iisus. Nu, eu trebuie să intru în contact direct cu Cel care a fost jertfă, mântuitor, mare preot, izbăvitor, Mesia. Da? Și asta se întâmpla atunci. Vedeți că Evanghelia a fost prezentă în acel sistem sacrificial. De aceea aducerea jertfelor într-un mod corect era elementar pentru a înțelege că ei au înțeles Evanghelia, că ei au primit Evanghelia, proto-Evanghelia. A cincea observație, în mod suprem, special, jertfele au fost un prototip al Domnului Iisus. Dar ele vorbeau despre Dumnezeu, vorbeau despre om, cine este El, ce merită El, vorbeau despre ceea ce urma să vină, dar specific jertfele acestea vorbeau despre Domnul Iisus Hristos și vă subliniez câteva aspecte. Vorbeau despre substituție. Unii zic, da, era ceva în vechime, da, sunt de acord cu tine, frate, că era ceva în vechime. Da, se înțelea ceva despre sfințenia lui Dumnezeu, fiindcă trebuia să moară un animal, se înțelea ceva despre... Înțelegea ceva despre păcatul omului, că trebuia să fie omorât animalul ăla, că va fi o jertfă de sânge, dar nu era chiar așa de clar. Oare? Faptul că nu eram omorât eu, ci era un animal omorât. Se vorbește despre substituție, stă altcineva în locul meu. Da? Faptul că eu nu, că Dumnezeu este mânios împotriva păcatului și Dumnezeu nu mă nimicește că n-am păcătuit. Vorbește despre ispășire, despre potolirea, absorberea mâniei lui Dumnezeu. Ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos când a băut paharul mâniei lui Dumnezeu. Da? Vorbește despre substituție, vorbește despre ispășire, vorbește despre reconciliere. Dumnezeu care este supărat pe Adam și Eva. Dumnezeu care trebuia să fie mânios și pe Abel, că el nu era unul care n-a făcut niciun păcat toată viața lui. Dumnezeu are legătură cu ei. Cum să aibă legătură cu ei? Dacă El ne spune că este sfânt, că este drept, că este mânios împotriva oricărei nelegiuiri. Și dacă un singur păcat ar fi făcut Abel, Dumnezeu trebuia să fie mânios pe Abel și să-l nimicească și pe Abel de pe fața pământului. Totuși Dumnezeu este împăcat cu Abel. De ce? Pentru că în acea jertfă era prezentată și această realitate a reconcilierii, a împăcării, da? Prin jertfa de sânge. Ne vorbește despre iertare. Ai cele mai importante realități din Evanghelie prezente acolo. Acolo este prezentat într-un mod suprem Domnul nostru Iisus Hristos. Este prezentat simbolic, prototipic, predictiv, da? Din spate ei priveau înainte spre persoana Domnului Iisus Hristos. Și trebuiau să creadă în ceea ce făceau acolo, da? Aceste jertfe arătau unica cale a mântuirii. Unica cale a mântuirii, care este jertfa de sânge. De la început Dumnezeu a avut o singură variantă. O singură variantă. Da, în Apocalipsa citim despre mielul care a fost junghiat înainte de întemerea lumii. Dumnezeu n-a avut 3 variante, 4 variante, 5 variante. El n-a fost luat prin surprindere. Dumnezeu a avut o singură variantă din veșnicie. Una singură. Și aceea a fost Domnul nostru Iisus Hristos, jertfa de sânge. Și bineînțeles, jertfele acestea arătau caracterul individual al mântuirii noastre. Cain a adus jertfa lui, Abel a adus jertfa lui. Da? Trebuie să existe un aspect individual, personal, în mântuirea aceasta. Nu există oameni care să fie mântuiți în baza, cum spune, în baza jertfei Domnului Iisus, fără să aibă niciun contact cu El. Nu există așa ceva. Chiar și când mare preoți aduceau o jertfă în numele întregului Israel, el știau deja, toți evrei știau că cineva aduce o jertfă acolo. Da? Nu erau mântuiți în baza jertfei fără să știe de jertfa aia. Da? Există un contact direct cu jertfa aceea. Și interesant, chiar și mare preot trebuia să aducă țapi în ziua ispășirii luați din popor. Acum, un lucru care m-a frământat săptămâna asta și cu care aș vrea să vă frământ și pe dumneavoastră dimineața aceasta, este următorul aspect. Uitați ce spune versetul 4. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit. Și acum întrebarea este următoarea. Jertfa se aducea pentru faptul că el era neprihănit. Cam asta îți dă de înțeles textul. El era neprihănit. Și prin jertfă au primit mărturia că el este neprihănit, da? E clar că el avea deja credință înainte de jertfă. Prin credință a adus jertfa.
El nu a adus jertfă fără credință. Că fără credință este cu neputin. Nici n-ar fi adus jertfa dacă n-ar fi avut credință. Deci e clar că el avea credință. Într-un fel textul spune că era neprihănit și a adus jertfă și prin jertfă a primit mărturia că este neprihănit. N-a primit mântuirea. A primit mărturia că este neprihănit. Da? Și lucrurile s-ar putea să... sau exprimarea autorului din locul acesta, care este una corectă, bineînțeles, s-ar putea să ne ducă într-o anume confuzie. Da? Ce ne vorbește? Spune că Abel acesta, ultima parte a versetului, spune prin jertfa aceasta, prin credința prin care el a adus jertfa, prin ea el ne vorbește încă, măcar că este mort. Ce ne vorbește Abel? Asta e întrebarea. Ce ne vorbește el? Ce ne vorbește Abel? Ne vorbește Abel că poți fi neprihănit înainte de jertfă și că adui jertfa... Da? Cum se practică uneori, Doamne, am venit, suntem vrednici de jertfa ta. Uite, azi suntem vrednici, de seară suntem vrednici să stăm la masa Domnului. Suntem vrednici. Ajungem cravata, ne luăm costumele, venim toți aici. Cine e vrednic? Noi, frate Mihai, noi suntem vrednici. Stați jos. Doi. Nu doi, unu, că doi e notă mare. Da? Noi suntem vrednici, am venit, suntem vrednici. Oare asta ne învață Abel? Asta pare la un moment dat, nu asta ne învață Abel. Ce ne vorbește Abel? De ce? Asta e întrebarea fundamentală. De ce a fost respins Cain și a fost primit Abel? Acum, dacă nu vă mai aduceți aminte predica fratelui Mihai, care a fost o predică pe pasajul acela, sper să se deschide înaintea ochilor noștri în această dimineață realitatea mântuirii prin Domnul Iisus Hristos. Că despre asta ne vorbește Abel. De ce a fost primit Abel și nu Cain? Primul motiv. Abel a acceptat revelația lui Dumnezeu. Când a păcătuit omul, Dumnezeu a adus o jertfă de sânge. El a fost primul care a omorât un animal. Dumnezeu. Și asta a fost revelația lui Dumnezeu prezentată prin exemplu personal. Dumnezeu prin exemplu personal a arătat modul în care omul poate fi primit înapoi în comuniune cu Dumnezeu. Modul în care omul poate fi împăcat cu Dumnezeu. Da? Nu există slujire. Interesant, dacă vă uitați, Cain a adus din roadele pământului. Veți citi apoi în Vechiul Testament că Dumnezeu primea daruri de mâncare. Dumnezeu nu avea o problemă în sine cu Cain. Cu faptul în sine, Cain a adus o jertfă de mâncare. Nu a fost asta problema, să știți. Chiar în ritualurile de jertfă pentru păcat se aduceau daruri de mâncare. Citiți în Vechiul Testament. Nu asta a fost problema. Problema nu a fost că Cain a vrut să aducă lui Dumnezeu un dar de mâncare. Poate Cain a vrut să zică, Doamne, vreau să te slujesc, vreau să-ți arăt recunoștința mea. Uite, mi-a mers bine anul ăsta. Nu știu ce a fost în capul lui Cain. Dar în mod clar învățăm din pasajul acesta că nu există slujire înaintea lui Dumnezeu fără ca înainte să existe mântuire. Dumnezeu nu are cum să primească nimic din slujirea noastră dacă noi nu suntem împăcați întâi cu Dumnezeu. Simplu, dacă nu există sânge înainte de slujire, egal cu zero tot ce facem. Egal cu zero. Dacă eu nu mi-am pus întâi credința în Domnul Iisus Hristos, nu sunt mântuit, nu sunt născut din nou, nu sunt ispășit, dacă n-am acceptat substituția, dacă n-am primit Evanghelia, nimic din ce fac eu nu este primit de Dumnezeu. De aceea cred că unul dintre cele mai tragice lucruri care se va întâmpla în ziua judecății și Domnul Iisus ne duce puțin într-o scenă acolo, este că vor veni oameni și vor spune, Doamne, n-am fost noi într-o biserică baptistă reformată, n-am fost noi în cea mai exclusivistă și cea mai restrânsă sectă care a existat în România, n-am fost noi cei mai... Noi am fost cei mai doctrinari, cei mai atezi, noi am respins pe apostolii mincinoși, noi am făcut, noi am drept, Doamne, noi am mers până în pânzele ambii, noi ne-am rugat, noi ne-am mărturisit, noi am predicat, noi am făcut evangelizare, noi am dat bani, noi am. Și spune, plecați la mine, nu vă cunosc. Voi nu ați crezut în mine, voi ați slujit în mintea voastră. Voi v-ați exercita niște aptitudini naturale despre care ați crezut că-s daruri supranaturale ale Duhului Sfânt. Dar voi n-ați făcut primul lucru, și anume să vă puneți sub sânge. Și anume să vă pune sub lucrarea ispășitoare, răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Asta ar fi una dintre cele mai mari tragedii. Să ai o grămadă de lucruri bune, dar să nu-l ai pe cel mai bun. Da? Să nu mergi în ordinea corectă a lucrurilor. Chiar și noi care suntem credincioși cu adevărat. Să înțelegem foarte bine, Dumnezeu nu ne primește înaintea Lui până când nu ne mărturisim. Până când nu ne pocăim. Până când păcatul care întristează fața Lui nu este dat la o parte. Da? Și aici nu vorbim despre faptul că Dumnezeu ne justifică în fiecare duminică. De fapt nu sunt iertat de toate păcatele în jertfa Domnului Iisus. Nu ești iertat de toate păcatele în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar nu vorbim despre aspectul pozițional al mântuirii tale. Ci vorbim despre părtășia ta cu Dumnezeu.
despre părtășia ta cu Dumnezeu, care se poate întrerupe, Duhul Sfânt poate fi întristat datorită păcatului. Ce ne uimește în evenimentul acesta este că revelația lui Dumnezeu din Vechiul Testament, da, în cazul Abel și Cain, nu stabilea doar calitatea darurilor care trebuiau aduse. Dumnezeu cerea, de exemplu, darul din primele roade, da? Cereau un animal fără cusur. Deci prin revelație se stabilea calitatea slujirii sau calitatea darului sau calitatea jertfei. Nu se stabilea doar calitatea, se stabilea și conținutul. Dumnezeu spunea exact ce să aduci. El nu putea să aducă un porc jertfă. El nu putea să aducă să găsească pe acolo o girafă, fu, cu ea la... Uite ce mare, cred că Dumnezeu o să fie impresionat de ea. Uite ce gât lung are. Nu! Deci revelația stabilea calitatea închinării, stabilea conținutul închinării, stabilea forma închinării, animalul trebuia omorât. Trebuia să curgă sânge. Dumnezeu spunea exact cum să faci ritualul. Și revelația aceasta nu stabilea doar calitatea, doar conținutul, doar formele, ci și ordinea închinării. Dumnezeu primea daruri de mâncare după darul de sânge, după jertfa de sânge. Ce vreau să înțelegem în această dimineață este că revelația lui Dumnezeu stabilea toate aspectele închinării. Noi vorbim despre acest principiu regulativ versus principiu normativ. Și le sumarizez în dimineața asta din nou pentru că sunt importante. Principiul normativ spune că poți să faci în închinare tot ce Dumnezeu nu interzice. Principiul regulativ spune că poți să faci în închinare tot ceea ce Dumnezeu îți spune expres să faci. Nu poți să spui, dar oamenii au inventat multe lucruri după mii de ani. Multe lucruri. De ce n-am putea să le băgăm în închinare? De aia. Că Dumnezeu n-a spus nimic despre el. Da? Principiul regulativ spune să faci doar ceea ce Dumnezeu îți spune să faci. Abel n-a făcut nicio improvizație în lucrarea pe care el a adus-o acolo, în jertfa pe care el a adus-o. Nici o improvizație. A respectat calitatea, conținutul, formele și ordinea închinării. Pentru că astea au fost stabilite de însuși Dumnezeu prin revelație directă. Principiul acesta regulativ, da, care reglementează, care definește, care restrânge închinarea, este prezent în Sfânta Scriptură. Ideea că Dumnezeu a lăsat omului libertatea să improvizeze după propria imaginație închinarea este fals. Dumnezeu nu a lăsat. Dumnezeu nu a lăsat. Și Dumnezeu se arată foarte serios cu privire la lucrul acesta. Faptul că astăzi liturghiile, sau cum vreți să le numiți dumneavoastră, slujbele de închinare au devenit un ghiveci, în care fiecare aruncă ce vrea. Au aruncat acolo, Doamne, ai primit închinarea noastră. Faptul că există ghiveciul acesta, trebuie să ne pună un serios semn de întrebare cu privire la ce a stabilit Dumnezeu. Ce a rânduit Dumnezeu să se facă, da? Acesta este primul motiv pentru care Abel a fost primit de Dumnezeu. Abel a respectat revelația lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi spus să aducă un păpușoi întâi, un porumb, el trebuia să aducă un porumb. Dumnezeu a spus să aducă jertfă de sânge, el a adus jertfă de sânge, da? Acesta este primul aspect. A respectat revelația lui Dumnezeu. A respectat revelația lui Dumnezeu. A nu respecta revelația lui Dumnezeu, spuneți, ce treabă are asta cu credința? Păi simplu, Dumnezeu spune, ăsta e modul în care te primesc. Dacă tu crezi că ăla e singurul mod în care Dumnezeu te primește, așa te duci. Nu te duci altfel. A nu te duci așa este o formă de necredință. Tu poți să ascunzi necredința ta sub imaginație, sub relevanță culturală. Da? Poți să o ascunzi în diferite forme. Poți să spui, e mai pragmatic așa, e mai simplu așa, e mai relevant pentru noi așa, e mai ușor de înțeles pentru noi, hai să improvizăm așa. Tu poți să ascunzi neascultarea și necredința față de cuvântul lui Dumnezeu în diferite forme. Dar tot rămâne neascultarea și necredința și Dumnezeu tot o va respinge. Deci primul lucru este acesta. Abel a acceptat revelația lui Dumnezeu. 2. Abel a adus o jertfă a credinței, nu a faptelor. Foarte clar, spune Scriptura lucrul acesta aici, prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Deci Abel avea deja credință când a adus jertfa. Da? El avea deja credință. Credință în ce? Păi din nou ne ducem la ce însemna jertfa sau ce arăta jertfa. Păi jertfa arăta că Dumnezeu este sfânt. El crede că Dumnezeu este sfânt. Că Dumnezeu este atât de sfânt încât păcatul trebuie pedepsit cu moartea. Abel a crezut lucrul acesta. Că păcatul lui trebuie pedepsit cu moartea. Abel a crezut lucrul acesta. Și credința care l-a socotit neprihănit, sau prin credință a fost socotit neprihănit de Dumnezeu, prin aceeași credință el a adus acea jertfă simbolică care arăta că el a crezut pe Dumnezeu. Doamne, cred că ești atât de sfânt încât sfințenia ta cere ca eu să fiu omorât pentru păcatul meu. Cred că eu sunt un ticălos. Cred că eu sunt păcătos. Cred că eu sunt nelegit încât merit moartea. Și cred că nu există altă șansă, altă soluție de împăcarea mea cu tine decât prin
jefa de sânge. El a crezut lucrul acesta și a dus ceea ce Dumnezeu i-a poruncit. Jefa de sânge, într-un mod special, excepțional, lua din mâinile omului orice merit. Dacă veneai ca și Cain, Doamne, uite, ți-am adus cele mai bune roade. Uite, ți-am adus din asta, din asta, din asta, din asta, din asta, din asta. Foarte ușor să transforma ritualul într-un pur legalism, într-o falsă evanghelie. Am adus lui Dumnezeu. Doamne, mă primești acum, nu? Că i-ai adus lui Dumnezeu. I-ai adus din darurile tale. Și zic, ce e rău cu asta? Păi e rău că, n-ai înțeles întâi de toate cine este Dumnezeu, cine ești tu și cum puteți fi împăcați. Ai respins revelația lui Dumnezeu. Ai respins evanghelia. De aceea a propovăduit că Dumnezeu ne primește fiindcă noi facem una sau alta și că Dumnezeu o să zică da, pentru ce ai făcut tu, cu siguranță te primesc. Să este o falsă evanghelie. Dumnezeu, într-un mod special, prin jertfa de sânge, lua meritele din mâinile omului, da? Lua faptele, performanțele, străduințele din mâinile omului și i-a arătat că asta nu poate să rezolve problema lui fundamentală. Numai jertfa de sânge putea să rezolve. Numai jertfa de sânge. Orice altceva ai fi făcut, arăta că tu respingi revelația lui Dumnezeu și în ultima instanță respingi Evanghelia. Ce spune Dumnezeu despre sine, ce spune Dumnezeu despre tine și ce spune Dumnezeu despre cum puteți fi împăcați. Era o Evanghelie a faptelor. Era legalism. Și asta a fost Cain. Cain a fost un legalist. Cain a avut și el o Evanghelie, dar o Evanghelie a faptelor. Era respins Evanghelia, proto-Evanghelia, cum era ea prezentată atunci, da? Care spunea cine e Dumnezeu, cine este omul și cum pot fi ei împăcați. În al treilea rând, Abel, e foarte interesant, spune Scriptura că Abel a dus o jertfă Domnului, da? A adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Dacă vă uitați în textul din Geneza, se vede mai clar lucrul acesta. Cain este cu un ochi la Abel. Abel aduce o jertfă lui Dumnezeu. Cain aduce o jertfă lui Dumnezeu, dar cu ochii la Abel. Aduce o jertfă a competiției. Tocmai pentru că dinainte a respins Evanghelia, că Dumnezeu cere sânge, că El este Sfânt, El este, Dumnezeu e Sfânt, omul e ticălos, trebuie ca să fie o moarte acolo, să fie sânge, ca ei să fie împăcați, pentru că El respinge Evanghelia, revelația lui Dumnezeu, El intră în competiție cu omul. Și asta auzim astfel. Astăzi, când vorbești cu oamenilor despre Evanghelie, despre mântuire, dar eu n-am dat în cap la nimeni, dar nu m-am dus la nevasta nimănui, dar eu n-am intrat în curtea nimănui, pentru că dacă ai respins pe Domnul Iisus Hristos, intri în competiție și începi să vorbești despre ceilalți oameni. Tu nu ești singur înaintea lui Dumnezeu, tu vorbești despre ceilalți. Asta se întâmplă în momentul în care ai intrat pe această pantă a legalismului, a legii. Vrei să te justifici înaintea lui Dumnezeu prin fapte? Când vei vedea pe altul că face mai multe fapte decât tine, vei fi invidios. Când vei vedea că altul face mai puține fapte decât tine, te vei simți foarte grozav. Ori vei avea un complex de inferioritate când altul face mai bine, ori vei avea un complex de superioritate când altul face mai rău decât tine. Ai ratat pentru că n-ai pornit cu Evanghelia. Ai intrat pe această pantă, pe această falsă Evanghelie, da? Ai intrat prin legalism în relația cu Dumnezeu. În relația cu Dumnezeu. Abel a adus o jertfă Domnului, direct Domnului, nu în competiție cu omul. Și se vede foarte clar în Geneza că Cain este invidios, Cain se uită la Abel, Cain nu-și tratează problema lui doar cu Dumnezeu. Problema lui doar cu Dumnezeu. Apoi, în al patrulea rând, Abel a adus o jertfă în sfințenie. În sfințenie. Spune Scriptura că a primit mărturia că este neprihănit. Bineînțeles, este întrebarea aceasta. A primit mărturia că este neprihănit în faptă? Sau a primit mărturia că este neprihănit în sensul socotit neprihănit de Dumnezeu? Și vreau să facem distinția foarte clară, neprihănirea atribuită și neprihănirea aplicată. Neprihănirea atribuită e când Dumnezeu se uită la tine, tu ești călos, ești păcătos, ai făcut ce ai făcut prin Domnul Iisus Hristos. Indiferent de păcatele tale, El te vede prin Domnul Iisus Hristos. Este imputarea neprihănirii sau atribuirea neprihănirii. Suntem îmbrăcați în neprihănirea Domnului Iisus Hristos, cum Dumnezeu a îmbrăcat pe Adam și Eva cu hainele acelui animal. Și Dumnezeu îi vede prin jertfa de sânge. Neprihănirea aplicată este această realitate progresivă pe care noi experimentăm în viața noastră și pe care o numim sfințirea progresivă, da? Când Dumnezeu treptat pe tot parcursul vieții noastre lucrează neprihănirea Domnului Iisus Hristos în noi prin Duhul Sfânt, prin cuvânt, prin metodele Harului, da? El ne desăvârșește progresiv. Despre ce neprihănire a primit El mărturie? A primit mărturia că este neprihănit în faptă? Sau a primit mărturia că este neprihănit în sensul socotit neprihănit? Eu cred că a primit mărturie despre ambele. De ce? Pentru că nu există niciun om socotit neprihănit care să nu fie deja angajat în procesul acesta de devenire. Da? De a deveni neprihănit.
Deci nu poți să zici, a, super, îmi place treaba asta cu a fi îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos. Indiferent de ce aș face, eu sunt socotit neprihănit. Pentru asta vreau să primesc mărturie. Da, dar Dumnezeu îți va da și o altă mărturie. Viața ta se va transforma, da? Și Hristosul care îți dă neprihănirea lui și te îmbracă cu ea, îți dă și viața neprihănirii. Lucrează în tine. Dă și voința, și înfăpturia, și gânduri de sfințenie și așa mai departe. Deci primești mărturie despre ambele. Nu poți să primești mărturie doar despre una. Acum, lucrul ăsta este evident în text, pentru că deodată ce Abel a adus o jertfă de sânge care arăta propriul păcat și care arăta sfințenia lui Dumnezeu și care arăta cum poate fi împăcat Dumnezeu Sfânt cu omul păcătos, e clar că Abel a primit soluția neprihănirii lui Dumnezeu, da? Pentru că a adus ceea ce spunea despre sine și despre Dumnezeu. Deci Abel primește mărturia că el l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. L-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Da? Și acum, dacă Abel depinde de Dumnezeu în momentul mântuirii sale, care a fost înainte, depinde de Dumnezeu. El înțelege că e ticălos, înțelege că Dumnezeu e sfânt și înțelege că nu poate fi împăcat cu Dumnezeu decât prin jertfa de sânge și aduce ca un semn al credinței sale jertfa de sânge, aceeași credință care l-a justificat pe Abel este aceeași credință, aceeași dependență de Dumnezeu care l-a dus la o viață neprihănită. Așa e și la noi. Aceeași credință pe care ți-ai pus-o în Domnul Iisus Hristos, dar prin care ești legat de Hristos, prin care ești unit cu Hristos și prin care primești neprihănirea lui Hristos, prin aceeași credință primești și putere de la Hristos să trăiești o viață neprihănită. Neprihănirea atribuită și neprihănirea aplicată merg mână-mână. Și ca să vedem, practic pentru noi astăzi, că lucrurile stau în felul acesta. Abel nu aduce o jertfă ca să demonstreze cât de neprihănit era el, ci el aduce o jertfă ca un semn că el a înțeles cine este el, că este un păcătos și că Dumnezeu nu-l acceptă decât prin jertfa de sânge. Vreau să ne gândim puțin la cina Domnului, da? Pe care adunarea o va celebra în această seară. Hai să ne gândim la cina Domnului. Și trebuie să recunosc, deși soția mea nu face predicile, exemplul ăsta mi l-a dat ea. Da? Cristina mi-a spus, oricum frate, știu că noi soțiile vă facem predicile, așa că stai liniștit, da, nu ne le fac soțiile. Dar ea mi-a dat exemplul ăsta. Când venim la cina Domnului, e exact același lucru. E foarte clar că sângele taurilor și a țapilor nu aducea practic iertarea nimănui. Animalul ăla pe care l-a adus Abel, nu ăla i-a adus iertarea. Dumnezeu l-a socotit neprihănit prin credință, înainte să aducă animalul. Exact același lucru se întâmplă la cina Domnului. Când eu vin la cina Domnului, eu nu vin terorizat. Oh, vin la cina Domnului. Abia aștept să iau pâinea și vinul ca Dumnezeu să-mi dea iertarea. Nu! Tu vii la cina Domnului pentru că ești deja socotit neprihănit prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, da? Și vii la cina Domnului ca un semn, ca un simbol, da? Arăți în exterior faptul că tu deja te-ai hrănit și te hrănești în continuu din jertfa Domnului Iisus Hristos. Tu prin credință ai mâncat deja din trupul și ai băut deja din sângele Fiul Omului. Tu prin credință ai primit deja jertfa Lui și de aceea vii la cina Domnului. De aceea este anti-evanghelie, este legalist pur să vin la cina Domnului și să cred că atunci când spune fratele cel care sunt vrednici să vină să ia parte, eu să înțeleg vrednic înseamnă că săptămâna asta am trăit cum trebuie și am făcut puține păcate și m-am pocăit din ele și acum sunt vrednic. Da, stau vesel, țanțos, cu pieptul înainte, da, Doamne, sunt vrednic astăzi. N-am făcut chiar așa multe lucruri rele săptămâna asta, slavă ție, pot să stau la masa Domnului. Vă spun eu, cu convingerea asta am crezut. Eu asta am crezut că înseamnă masa Domnului. Cei care sunt vrednici să rămână în picioare. Noi suntem. Nu singura ta vrednicie este dacă în mod sincer, clar, ți-ai pus încrederea doar în Domnul Iisus Hristos și ai înțeles că doar El este vrednic și fiindcă te-ai pus în El și ești pus în El, ești plasat în El prin Duhul Sfânt, crezând Evanghelia, așa ai devenit vrednic. Și astăzi, după atâția ani de pocăință, nu zici, eu am experiență cu Dumnezeu, ăștia nu prea au, eu sunt vrednic. Nu! Și astăzi, după atâta timp, înțeleg că sunt mai ticălos. Că am Duhul Sfânt să născut din nou și ofensa pe care am adus-o săptămâna asta lui Dumnezeu este mai gravă decât toate ofensele pe care le-au adus necredincioșii lui Dumnezeu. Pentru că eu sunt deja al Lui. El a ofensat mai grav pe Domnul Iisus Hristos. Și dacă vin la cina Domnului, înțeleg că sunt primit doar pe baza vredniciei Lui. Doar pe baza jertfei Lui. Doar pe baza jertfei Lui. Toți cei care își înțeleg păcatul și înțeleg că Iisus este singurul vrednic, aceia sunt singuri vrednici să vină la masa Domnului. Sunt singuri vrednici. Cei care cred că-s vrednici, prin ce au făcut ei, să stea jos. Pentru că atrag asupra lor mânia lui Dumnezeu.
Atrag asupra. De aceea sunt mulți la cina Domnului, spune, neputincioși, bolnavi și nu puțin dor. Să nu te miri că Dumnezeu o să omoare oameni din ăștia. Care după ce poate au primit Evanghelia prin har, după aceea trec pe legalism. Că așa li s-a spus. Începem prin credință, după aia să demonstrăm lui Dumnezeu cine suntem noi. Și vedeți dumneavoastră, este foarte, foarte interesant lucrul acesta. Că credința aceasta, primirea neprihănirii prin credință nu l-a dus pe Abel la o trăire în păcat. Deci asta se spune. Dacă îi spui omului că îi iertate toate păcatele și care o neprihănire a lui Hristos care nu începe sau care nu ține până la momentul convertirii și cer toate păcatele până la momentul convertirii. Dacă îi spui că neprihănirea lui Hristos se duce până la capătul vieții lui, o să zică, ha, am iertat toate păcatele, pot să trăiesc cum vreau eu. Asta e blasfemia, asta e acuza care se aduce non-stop. Nu e o zi în care să n-aud lucrul ăsta. A, dacă predicați neprihănirea asta, înseamnă că oamenii pot să trăiască. Biserica în care oamenii pot să trăiască cum vor ei. Nu pe Abel. Realitatea de a fi socotit neprihănit nu l-a dus la o trăire în păcat. L-a dus la ce? La o trăire în sfințenie, pentru că aceeași credință prin care a primit neprihănirea lui Hristos este aceeași credință care a primit practic neprihănirea lui Hristos. Real neprihănirea lui Hristos. În traiul zilnic neprihănirea lui Hristos. Eu nu primesc neprihănirea lui Hristos în mintea mea. Eu primesc neprihănirea lui Hristos prin Duhul Sfânt, chiar în mădularele astea, în trupul acesta. Ea începe să lucreze. Duhul Sfânt lucrează cu putere și face infuzie din viața Domnului Iisus Hristos ca să trăiesc altfel. Nu doar să fiu socotit neprihănit, ca să trăiesc altfel. Este o legătură indivizibilă între aceste două aspecte. Este indivizibilă. Asta este toată Evanghelia. Evanghelia completă pe care noi trebuie să o primim. Da? Pe care noi trebuie să o primim. În al cincilea rând, Abel a adus o jertfă costisitoare. Foarte interesant. Deși mai târziu, în Exod 23 cu 16, de exemplu, sunt multe versete unde Dumnezeu îi dă lui Moise revelația aceasta că trebuie să aducă din cele întâi născute. Din cele întâi născute. Asta face Abel. Să vă uitați în Geneza, asta face Abel. Aduce din animalele întâi născute. De ce cerea Dumnezeu lucrul acesta? Nu știu dacă v-ați gândit vreodată. De ce cerea să aducă din întâi născute? De ce vrea cel mai bun rod, de calitatea cea mai bună și primul vrea el? Și eu cred că lucrul acesta vorbea într-un mod deosebit despre Domnul Iisus Hristos. Și în evrei îl numește pe Domnul Iisus de mai multe ori întâi născut în mai multe privințe. Întâi născut ca rege, întâi născut ca mare preot, întâi născut din toată zidirea. Arată proeminența, superioritatea lui. Dumnezeu cerea cei mai buni. Pentru că asta prevestea într-un fel ceva despre jertfa Domnului Iisus Hristos, care era de o calitate infinit superioară de tot ce s-a adus înainte, da? Și care arăta calitatea superioară, spirituală și morală a Domnului Iisus Hristos. Asta a fost jertfa care a adus-o Domnul Iisus Hristos. Care arăta frumusețea sfințeniei Domnului Iisus Hristos. Desăvârșirea Domnului Iisus Hristos. Asta arătau jertfele acestea. De aceea trebuiau să aducă niște jertfe care costă, care scumpe, care sunt cele mai bune. Pentru că asta a dus Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu n-a căutat să plătească cei mai puțin pentru noi. Să jertfească cei mai puțin pentru noi, nu? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Toți au oricine. Până la oricine mai este mult. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Încât ce? Încât l-a dat pe singurul lui fiu. Da? Nu există niciunul ca el. El este întâi în absolut orice privință. Pune tot ce trece prin cap. El este întâi, este superior în absolut orice privință. Uită-te la viața lui. Uită-te la trăirea lui și ai să vezi că din el, din viața lui, curge o tămâie mirositoare care face plăcere sfințeniei lui Dumnezeu. Care nările lui Dumnezeu, înțelegeți limbajul metaforic, nările lui Dumnezeu miroase curat, miroase plăcut. Este singura ființă. De aceea, înainte și de jertfa în ziua ispășirii, care se aducea în Sfânta Sfintelor, primul lucru care se făcea, se aducea o tămâie, așa o numește Dumnezeu, plăcut mirositoare, care umpla tot cortul întâlnirii. Aia este viața Domnului Iisus Hristos, care a plăcut lui Dumnezeu. Aia, pe baza acelei veți, a adus el o jertfă fără pată, curată. Și jertfa costisitoare pe care Dumnezeu o cerea, vrea să arate calitatea aceasta morală, spirituală, superioară, infinit superioară a Domnului nostru Iisus Hristos, incomparabilă cu tot ce s-a adus înainte. Cu tot ce s-a adus înainte. Acum, într-adevăr, lucru cel mai important și pe care îl subliniez, al șaselea lucru și ultimul, este că Abel a adus o jertfă de sânge. Asta e cel mai important lucru. El a respectat revelația lui Dumnezeu, principiul regulativ. Abel știa de principiul regulativ, în esență. Dumnezeu a zis întâi jertfă de sânge. Bun, aduc jertfă de sânge. Am încheiat discuția. Toate improvizațiile mele, imaginația mea, sunt egal cu zero. Dumnezeu asta a cerut, eu asta fac. Cred Evanghelia, asta fac. Și asta vorbește despre cine este Dumnezeu, cine sunt eu și cum pot să fiu împăcat cu Dumnezeu. Da? El aduce jertfa de sânge. Această proto-evanghelie arătată prin jertfa de sânge lipsește din jertfa lui Cain.
Cain când s-a uitat la roadele lui nu vedea că e un ticălos, nu vedea că Dumnezeu e sfânt și nu înțelegea de acolo că el este împăcat cu Dumnezeu doar prin sânge. Corect? El nu vedea lucrul acesta. Nu avea cum să vadă. Evanghelia putea fi văzută cu ochii fizici și cu ochii credinței doar prin jertfa de sânge. Ce ne spune nouă asta? Ce ne spune nouă realitatea asta? Păi ne spune următorul lucru. Un gând absolut minunat. Că tot ce am putea să facem noi vreodată nu poate fi primit de Dumnezeu, acceptat de Dumnezeu decât prin, datorită, cu, în Domnul Iisus Hristos și lucrarea sa răscumpărătoare. Totul trebuie să fie pe această bază. Altfel nu este primit de Dumnezeu. Ordinea aceasta liturgică, dacă vreți dumneavoastră să o numim așa, este fundamentală și arată Evanghelia. Și aspectul trist cu privire la ghiveciu de care v-am spus adineauri, din liturghiile multor adunări, este următorul lucru. Dacă fiecare aruncăm ce vrem noi în închinarea adunării, jefuim oamenii care sunt în adunare de această oportunitate, ocazie minunată ca în fiecare duminică să audă Evanghelia. Întâi îl glorificăm pe Dumnezeu, El este sfânt, El este drept, El este mânios împotriva păcatului, îl adorăm, îl mărim și apoi imediat vorbim despre cine suntem noi. El este drept, noi nu suntem. El este bun, noi nu suntem. El este sfânt, noi nu suntem. El este mânios împotriva păcatului, noi suntem mânioși în mod prostește. Pentru cele mai mici mizelicuri. Da, este o diferență, o enormă diferență care se creează în însăși ordinea liturgică. Nu e vorba că liturgia noastră e mai bună decât ala altora. Ci este vorba despre faptul că dacă avem o liturgie de tip ghiveci, oamenii nu înțeleg în fiecare slujbă Evanghelia. Despre asta e vorba. Ei nu sunt obligați să fie puși față în față cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Când un frate, după ce s-a făcut rugăciunea de adorare a lui Dumnezeu, când un frate sau o soră începe să-și mărturisească păcatele, sunt pus obligat la zid. Cine ești tu? Cine sunt eu? Când ea vorbește despre mânie, când vorbește de lipsă de respect, când vorbește despre răutate, când vorbește despre clevetiri, eu sunt pus zid la zid în fiecare duminică. Obligatoriu. Pusă Evanghelia în fața mea, obligatoriu. Când un frate sau o soră preamărește jertfa Domnului Iisus Hristos în care avem iertate păcatele pentru săptămâna aceasta, obligatoriu, sunt din nou obligat să mă gândesc la jertfa Domnului Iisus Hristos. Pe ce bază stau astăzi înaintea lui Dumnezeu? De aceea, ghiveciu jefuiește oameni de Evanghelie. Îi jefuiește de realitatea a cine este Domnul Iisus Hristos. De asta este important. Să ne gândim tot timpul la Dumnezeu, să ne gândim la cine suntem noi, să ne gândim la cum putem să fim împăcați și cum putem să fim în relație cu Dumnezeu, adică doar prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Câteva lecții finale din evenimentul acesta prezentat în versetul 4 din Evrei 11. În primul rând, lucru absolut evident pe care l-a subliniat tot timpul este că Dumnezeu nu primește nimic altceva decât jertfa Fiului Său. Deci dacă ar fi noi toți și Hristos, Dumnezeu nu primește nimic altceva. Dumnezeu nu-și poate găsi plăcerea noi, Dumnezeu nu poate să considere că ceea ce facem noi, închinarea noastră, este plăcut mirositoare înaintea Lui. Nimic. Dumnezeu își găsește plăcerea și nu primește nimic altceva decât jertfa Fiului Său. De asta a primit jertfa de sânge a lui Abel. Când vei înțelege lucrul acesta, aprecierea ta pentru jertfa Domnului Iisus Hristos nu va scădea cu trecerea timpului. Când îți vei da toate străduințele, tot efortul, când vei face lucruri extraordinare, cum spunem noi, pentru Dumnezeu, vei înțelege tot timpul. Dumnezeu nu primește nimic decât datorită Domnului Iisus Hristos, în Domnul Iisus Hristos, cu Domnul Iisus Hristos, prin Domnul Iisus Hristos. Și atunci vei spune cu adevărat ce a făcut Domnul Iisus Hristos este extraordinar. În al doilea rând, felul în care noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu și soluția Lui pentru noi este doar prin credință. Adică depinzând doar de El, da? Să știți, aspectul acesta, avem nevoie constant de crize spirituale din viața noastră, în viața noastră. Pentru că de multe ori ne comutăm de la Evanghelie, ne comutăm pe legalism. Fac, dreg, străduință, efort, nu știu ce. Aia nu-i rău. Biblia îți cere să lupți, să te străduiești. Biblia îți cere să te sfințești. Biblia îți cere să asculți. Dar dacă crezi că ai baza pe care Dumnezeu te primește, te înșeli. Ai trecut de la Evanghelie, ai trecut la fapte. Și avem nevoie să înțelegem și avem nevoie de aceste crize spirituale pe care Dumnezeu, credeți-mă, le va aduce în viața fiecăruia dintre noi care suntem credincioși adevărați. Momente de epuizare profundă, de criză spirituală, când ne dăm seama că a mers o perioadă lungă de timp prin fapte, Dumnezeu ne zdrobește și ne aduce la un punct în care trebuie să capitulăm, să cedăm, să ne prăbușim, să fim zdrobiți și să înțelegem doar în jertfa Domnului Iisus Hristos suntem acceptați. Doar aia este credința.
Aia este credința. Renunțarea, abandonarea, lăsarea tuturor lucrurilor din viața noastră și acceptarea variantei lui Dumnezeu. Doar prin credință, da? De aceea este esențial să abandonăm, să aruncăm, să renunțăm, să capitulăm, să cedăm, să ne prăbușim, să ne descotorosim de orice idee, de orice faptă, de orice ritual care credem noi că ar putea contribui cumva la mântuirea noastră. Apoi, credința care îndreptățește, cum vedem și la Abel, este credința care înnoiește. Este foarte important să știm lucrul ăsta. Dacă s-a strecurat viermele ăsta diabolic în mintea mea, că e suficient că sunt socotine prihănit prin Domnul Iisus Hristos și este irelevant cum trăiesc, în dimineața asta Duhul Sfânt să-l taie cu sabia în bucăți din capul tău. Că nu există așa ceva. Dacă primești de la Dumnezeu mărturia că ești socotine prihănit în Domnul Iisus Hristos, va trebui să primești și o mărturie cu privire la felul în care trăiești. Viața lui Hristos se va manifesta în mine. Și nu mai trăiesc eu, spune Pavel, ci Hristos trăiește în mine. Ci Hristos trăiește în mine. Apoi, un lucru extraordinar pe care îl vedem la Abel aici este că zice că prin această credință care a dus la aducerea jertfei, prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit. V-ar plăcea dumneavoastră Dumnezeu să poată veni, El poate veni, dar să vină în dimineața asta aici și Dumnezeu să facă o mărturie verbală, să facă o mărturie scrisă despre noi. Așa, cu subsemnatul, da? Dumnezeu cu subsemnatul. Și să pună numele tău acolo și să spună, dau mărturie despre tine că ești socotine prihănit. Dumnezeu a făcut deja lucrul acesta în jertfa Domnului Iisus Hristos. El a făcut asta cu Abel, prin jertfa aia care a dus-o, zice, a dat o mărturie că este neprihănit. Dacă ți-ai pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, este cea mai clară, este mâna lui Dumnezeu care l-a străpuns, este mâna lui Dumnezeu care l-a zdrobit. A găsit cu cale Dumnezeu să-l zdrobească prin suferință. Și acolo el a știut pentru cine l-a zdrobit. El nu l-a zdrobit la plezneală, el nu l-a zdrobit aiurea. L-a zdrobit, de acolo a ieșit cea mai minunată mireasmă pentru nările lui Dumnezeu. Și în acea zdrobire a fost pus și numele meu. Și a fost pus numele tuturor acelor care vor pune vreodată încredere în el și se vor întoarce la el. Aia e cea mai puternică mărturie pe care Dumnezeu o dă pentru mine și o dă pentru tine. Așa, asta e mărturia pe care pot să o am. Dacă îmi pun încrederea în Domnul Iisus, dacă mă întorc la El, dacă mă bazez doar pe El, în fiecare zi din viața mea, nu doar când m-am întors la Dumnezeu acum 50 de ani, sau cu 20 de ani, sau cu 7 ani, ci în fiecare zi. Asta e cea mai puternică mărturie în rănile Domnului Iisus Hristos pe care o pot avea. Acolo sunt socotine prihănit. Asta e mărturia pe care mi-o dă Dumnezeu. Asta e mărturia pe care mi-o dă Dumnezeu. Singurul mod în care El poate mărturisi despre noi păcătoși nenorociți este dacă suntem ascunși în Hristos. Dacă suntem puși în rănile Lui. Asta e singurul mod. Apoi, slujirea noastră, așa cum vedem, urmează întotdeauna mântuirii. Slujirea urmează întotdeauna mântuirii. Slujirea trebuie să se bazeze pe acest fundament al lucrării Domnului Iisus Hristos. Altfel, dacă facem o inversiune, distorsionăm Evanghelia și știți ce? Ne jefuim pe noi înșine. De pace, de liniște, de siguranță. Și intrăm într-o cursă nebună a competiției pentru a face demonstrații înaintea lui Dumnezeu. Singura demonstrație pe care o poți să o faci înaintea lui Dumnezeu este să arăți cât de ticălos ești. Și oricum nici măcar tu n-ai idee cât de ticălos ești. Cel care a știut cel mai bine cât de ticălos suntem este Domnul Iisus Hristos când a plătit pentru păcatele noastre. Deci nu aveți idee că dacă ne prăbușim câteodată în plâns sau dacă ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu zdrobiți de păcatele noastre, că suntem acasă, că suntem singuri, cumva ne-am înțeles toată gravitatea păcatelor. Nici vorbă. Singurul care a înțeles ofensa pe care am adus-o lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Eu nu sunt mântuit pentru că mi-am înțeles suficient de mult păcatul. Eu nu sunt mântuit pentru că am fost suficient de zdrobit. Eu sunt mântuit pentru că El a fost zdrobit. Și acea zdrobire, picături din zdrobirea aceea, Dumnezeu le lasă pe parcursul timpului în viețile noastre, prin Duhul Sfânt, în conștiința noastră, ca să înțelegem ce lucrare a făcut Fiul Lui pentru noi. Slujirea întotdeauna urmează mântuirii și dacă nu înțelegi lucrul ăsta și nu accepti lucrul acesta sau îl distorsionezi după momentul mântuirii tale și intri pe calea aceasta a legii, te jefuiești pe tine însuți de liniște, de pace, de siguranță a mântuirii și te vei prăbuși la un moment dat. Te vei prăbuși la un moment dat. Nimeni nu poate să meargă așa până la capăt. Nimeni. Și în final, singura modalitate prin care putem rămâne în istorie. Știți că avem tot felul de... Sunt citate în astea foarte drăguțe, cum să schimbi lumea, cum să rămâi în istorie. Vă spun o modalitate în care să rămâneți în istorie, pentru că avem aici pe Abel. Spune așa. Căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Să fim sinceri. Dacă ar fi să murim, nu ne-ar plăcea să rămână ceva în urma noastră? Să se spună ceva despre noi.
Noi vorbim despre oameni care au murit. Mai ales dacă avem bunici sau străbunici care au fost credincioși, care au suferit pentru credință, ne place să vorbim despre ei. Ni se mișcă inima, ni se încălzește inima, că știu că au fost din linia noastră, da? Venim din ei, ne place să ne gândim la ei pentru ce a făcut Dumnezeu în viața lor, pentru că cum au trăit pe pământ. Dar singura modalitate prin care putem rămâne în istoria scrisă de Dumnezeu este să credem în Fiul Lui. Este să fim socotiți neprihăniți. Este să fim ascunși în Dumnezeu. Altfel, ajungem la groapa de gunoi a acestei lumi, indiferent cât de mult succes am avea. Dacă ai fi cel mai de succes om din România, dacă ar începe să se scrie o carte nouă de istorie doar pentru că ai trăit tu, dacă s-ar scrie o carte de istorie doar pentru că ai trăit tu și ar fi obligat să citească pagina aceea în care se vorbește despre tine la fiecare lecție de istorie, ai ajunge la groapa de gunoi a istoriei pe care Dumnezeu o scrie dacă nu ți-ai pus încrederea în Fiul Său. Și dacă ai trăit o viață obișnuită, n-a fost nimic remarcabil în viața ta, dacă ai fost o mamă obișnuită care ți-ai crescut pruncii, dacă ai fost un om obișnuit și n-ai avut nu știu ce IQ și n-ai făcut nu știu ce invenție și n-ai creat nu știu ce lucruri, dar ți-ai pus încrederea în fiul lui, vei vorbi și după ce vei muri. Pentru că singurul mod în care putem să scriem istorie este să ne punem încrederea în Fiul Său. De fapt, El este singurul care a scris istorie. Și dacă suntem în El și noi scriem istorie odată cu El, este să ne punem încrederea în Fiul Său, Domnul Iisus Hristos. Doresc pentru dumneavoastră să primiți Evanghelia, să credeți Evanghelia, să trăiți pe baza Evangheliei și fie ca Dumnezeu să ne ajute să încheiem prin Evanghelie. Eu sunt tânăr, dar vă spun sincer, deseori mă gândesc la ziua aceea minunată și glorioasă când vom vedea fața Lui. Și să ni se frângă inimile de pe acum, dacă sunt unii care încă stau nepăsători față de o mântuire așa de mare. Să căutăm cu toții în fiecare zi din viața noastră să ne ascundem în Domnul Iisus, în jertfa Lui. Să credem în El. Slăviți să fie numele Lui în veci. Amin.